Emisiune dedicată și persoanelor cu deficiențe de auz. Svetlana Gore vă prezintă Telejurnalul. Bună seara și bine v-am găsit la știri, să vedem pentru început titlurile acestei ediții. Președintele Zelenski cere negocieri de pace cu liderul rus, este mesajul transmis în această dimineață de pe străzile Kievului, în timp ce armata rusă continua să bombardeze fără milă orașele ucrainene. La punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova este o scădere ușoară a fluxului de persoane. Cele mai solicitate vâme au fost leușeni și spuleni. 62 de producători autohtoni participă în acest sfârșit de săptămână la un târg organizat în Parcul Alunelul din sectorul Buiucani al Chișinăului. Aproape 150 de politicieni, academicieni, avocați și magistrați au semnat o scrisoare deschisă prin care cer înființarea unui tribunal special în care Vladimir Putin să fie judecat pentru acțiunile sale în Ucraina. Curtea Penală Internațională a deschis deja o anchetă în urma căreia vor fi stabiliți responsabili pentru atrocitățile comise în țara invadată de Rusia. Fostul procuror șef al Tribunalului Penal Internațional, Carla Del Ponte, crede că trebuie să fie emis un mandat internațional de arestarea lui Putin cât mai repede. Procurorii Curții Penale Internaționale strâng deja probe în dosarul crimelor de război comise în Ucraina, deschis în urma sesizărilor făcute de 39 de state. Dar puterile curții sunt limitate. CPI nu poate investiga acuzațiile de agresiune fără o rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU, rezoluție pe care Rusia ar bloca-o cu dreptul său de veto. Faptele se produc pe teritoriul unui stat care nu este parte la statutul Curții Penale Internaționale, Ucraina. Probabil vor fi acuzați cetățeni ruși, care, de asemenea, Rusia nu este parte la statutul Curții Penale Internaționale. Este pentru prima oară când Curtea Penală Internațională investighează crimele de război comise de un stat împotriva altui stat chiar în timpul conflictului. Fostul procuror șef al TPI, Carla Del Ponte, cea care a condus anchetele în cazul Ruandei și fostei Iugoslavii, crede că ancheta va fi de lungă durată, dar că aceasta trebuie să ducă la un mandat de arestare a lui Putin. Un mandat de arestare nu va avea efect cât timp Putin rămâne în Rusia, dar libertatea sa de mișcare internațională va fi sever restricționată, a spus Carla Del Ponte într-un interviu acordat ziarului La Republica. Carmen Achimescu, lector universitar la Facultatea de Drept de la Universitatea București, a explicat la TVR că legea va fi respectată chiar și în cazul lui Putin, care se va bucura de prezumția de nevinovăție. Există și o a doua dificultate, faptul că președintele Putin este încă președintele unui stat și se bucură de imunitate în calitatea sa de președinte. CPI este o instanță penală internațională permanentă cu sediul la Haga. Baza sa juridică este statutul de la Roma din 1998, iar Tribunalul Internațional este responsabil pentru patru crime principale: genocid, crime împotriva umanității, crime de război și crime de agresiune. Membrii instanței includ 123 de țări. Rusia și Ucraina nu sunt parte, deoarece au semnat statutul, dar nu l-au ratificat. Este a 24-a zi a invaziei Ucrainei și președintele Zelenski cere negocieri de pace cu liderul rus. Este mesajul transmis în această dimineață de pe străzile Kievului, în timp ce armata rusă continua să bombardeze fără milă orașele ucrainene. Mariupol este devastat în proporție de 80%, iar Ucraina a pierdut, cel puțin temporar, accesul la Marea Azov. Orașul Mariupol este devastat și cel mai multe clădiri sunt avariate și nelocuibile. Peste 300.000 de oameni își duc încă zilele așa cum pot. Nu mai au casă, hrană și medicamente, în frig și fără nici măcar posibilitatea de a-și onora morții. Grădinițele din fața blocurilor din Mariupol s-au transformat în adevărate cimitire. Mi-a tioșă, 36-a годă. Пережила блокажу Ленинграда. С российским паспортом, между прочим, не российским паспортом, российская гражданка. Вот моя теща. Luptele au ajuns acum în centrul orașului Port, de unde doar 30.000 din cei aproximativ 400.000 de locuitori au reușit să fugă din calea bombelor în cele 3 săptămâni de atacuri aproape fără oprire. Și la Kramatorsk, oraș din estul Ucrainei, armata rusă a lovit în zone rezidențiale și mai multe blocuri au fost distruse. 2 oameni au murit și 6 au fost răniți. Вибило мені повністю вікно на кухні, холодильник перевернуло, у мене було закрито, щоб я вийшла.
Я не знаю, где эта сила взялась. Я холодильник оттащила, у меня большой холодильник, но я его подняла. Когда вышла в коридор, а там все, спальня нету, залы нету, ну ничего нету, все, и двери входные выбиты. La Harkov, al doilea oraș ca mărime din Ucraina, echipele de intervenție caută în continuare sub dărâmături după ce armata rusă a distrus două străzi cu blocuri de locuințe și o clădire a universității. Acolo a fost salvat un angajat care a scăpat ca prin miracol. Первый прилет был где-то дальше. Я постоял, послушал, что это не у нас. И второй прилет прилетел прямо над нами, получается. Ну, что оно грохотнуло, я упал, голову прикрыл. Повезло, что летали огла так, что меня не придавило. Zeci de oameni au fost uciși la Nicolaev după un atac asupra unei cazărme armate, iar Ministerul Apărării a anunțat că cel puțin temporar a pierdut accesul la Marea Azov. Președintele Zelenski a transmis un nou mesaj de pe străzile Kievului. Я хочу, щоб мене зараз почули всі, почули особливо в Москві. Настав час зустрічатись, час говорити, настав час відновлювати територіальну цілісність і справедливість для України. Інакше втрати Росії будуть такими, що вам не вистачить і кількох поколінь, щоб піднятися. Se amplifică și criza umanitară. Peste 3 milioane de oameni s-au refugiat din calea războiului, în timp ce în fiecare zi tot mai mulți civili își pierd viața în bombardamente. La Liov, în vestul țării, în piața centrală, au fost aduse 109 cărucioare goale pentru a simboliza numărul de copii care și-au pierdut viața de la începutul invaziei. Republica Moldova nu este o țintă militară pentru Rusia, este declarația secretarului general adjunct al NATO, Mircea Joană, făcută în cadrul unui interviu acordat pentru Digi24. El a mai spus că ne uităm la ce se întâmplă în regiunea transnistriană, dar astăzi nu avem indicii. Potrivit lui Mircea Joană, Vladimir Putin a făcut o greșeală de calcul strategic masivă. Secretarul general adjunct al NATO a mai menționat că acest conflict va continua cel puțin câteva săptămâni. În 1941, Odessa se pregătea să se apere de atacurile germane, iar după mai bine de 80 de ani, localnicii se pregătesc de atacul rușilor. O fac cu aceeași îndârjire, cum îi așteaptă pe inamici, aflați peste câteva momente în telejurnal. Emad Balak este un cetățean american născut în Irak. Când a văzut că a început războiul în Ucraina, în biroul său din Kurdistan, a decis că trebuie să acționeze. Emad Balak a plecat la Kiev pentru a-i ajuta pe ucraineni. În timpul călătoriei cu trenul și avionul s-a gândit cum să-și folosească în acest scop afacerile care includ restaurante și o firmă de comerț electronic. Cu ajutorul celei din urmă, inimosul om de afaceri ajută la distribuirea proviziilor și a materialelor necesare la frontiera dintre Polonia și Ucraina. I have some butterflies in my stomach, excited, nervous kind of things. Kurd de origine, Balak a trăit multă vreme în Ucraina, unde a investit și a câștigat bani. I am more emotionally attached to this country because I know what war is. I have seen many wars where I was born in Iraq, where my family had fled, where friends and family had fled. We have seen the atrocities of war when I was a kid. Then we left the country and, you know, grew up in Europe and America. Ajuns la Kiev pe 8 martie, Balak a fost impresionat de atmosfera de război. În centrul capitalei a auzit sunetul sirenelor și a văzut numeroase puncte de control. A remarcat că orașul este apărat de mulți civili, practic toată lumea are armă. Omul de afaceri pregătește mese gratuite în restaurantul său și le livrează militarilor de pe front și civililor. În plus, strânge donații, în special din Statele Unite. Dar nu știe ce-i rezervă viitorul, se teme de război și se gândește să-și mute cea mai mare parte a afacerilor în Kurdistanul irachian. La punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova este o scădere ușoară a fluxului de persoane. Poliția anunță că se circulă mai ușor, fără rând. Datele recente arată că au fost înregistrate peste 10.000 de traversări, dintre care peste 6.500 pe sensul de ieșire. Cele mai multe au fost ale cetățenilor străini. În ultimele 12 ore, pe teritoriul Republicii Moldova au intrat 927 de refugiați ucraineni, în timp ce 1.500 s-au îndreptat spre țările Uniunii Europene.
Cele mai solicitate puncte de trecere au fost Leușeni, Sculeni, Costești și Giurgiulești. Cea mai intensă perioadă se înregistrează între orele 20 și 24. O tonă de produse alimentare, de igienă, haine, medicamente și alte bunuri au ajuns la Soroca tocmai din Italia. Gestul caritabil a fost făcut de cetățenii italieni la inițiativa unui basarabean stabilit în peninsulă. Bărbatul le-a vorbit despre necesitățile enorme de acasă pentru a ajuta refugiații ucraineni, iar italienii s-au solidarizat. Au pus mână de la mână și au trimis deja două loturi cu ajutoare umanitare. Și italienii sunt cu gândul la refugiații din Ucraina, o demonstrează prin fapte, nu doar vorbe. Bunurile au fost colectate la inițiativa lui Marcel Scoferța, originar din satul Schinin, raionul Soroca, dar acum stabilit în Italia. Odată ajunse ajutoarele în Republica Moldova, mama sa are misiunea să le ofere celor care au mare nevoie de acestea. Prima dată a fost aproape 350-400 de kg, nu știu cât au fost, acum sunt la o toană. În cea mai mare parte, produse alimentare, fiindcă de este de prima necesitate sunt. Sperăm să fie ultimele, să nu avem nevoie de ele, să termine și să început. Coletele cu ajutoare sunt aduse la centrul social al parohiei Sfinții Martiri Brâncoveni din Soroca și de aici sunt împărțite refugiaților. Fac apel către toți sorocenii care pot face dovada că acasă au familii de refugiați, să vină la noi, să le dăm din aceste produse care vin pentru dânsii. Dispunem de articole de igienă personală, dispunem de pampers pentru copii, de alimente neperisabile, dulciuri, tot ceea ce se poate trimite în condiții de igienă. De asemenea, pot găsi haine, orice persoană refugiată poate merge acolo să-și aleagă hăinuțe pentru dânsii sau pentru copiii dânșilor. Zilnic vin 10 de oameni după acest ajutor. Ucrainenii sunt extrem de recunoscători pentru fiecare gest de solidaritate. Moldavia primila foarte bine. Ne-a встретила женщина з Молдавії, наша колега, і вона предложила свою помощь, бесплатно поселила нас в свой дом, заботиться. Ми здесь знаходимося уже порядка 10 дней. Autoritățile din Soroca fac din nou apel la oamenii cu suflet mare să vină cu donații, pentru că stocurile sunt deja pe sfârșite. La momentul actual, de cum s-au epuizat toate produsele, toate donațiile, și fac un apel către toți cei care au posibilitate să vină și cu donații, pentru că necesitatea este, încă oamenii se adresează. Noi înregistrăm toți oamenii, refugiații care se adresează, avem o bază de date. Acum, în raionul Soroca se află aproape 400 de refugiați ucraineni. Oamenii din satele Republicii Moldova privesc cu îngrijorare și groază ce se întâmplă în Ucraina. Războiul însă nu i-a demoralizat și ei continuă să muncească prin gospodării sau în grădini. O zi de primăvară hrănește un an, spune o vorbă din popor. Oamenii se roagă pentru pace și ajută cu ce pot refugiații ucraineni care și-au găsit adăpost în localitățile lor. Pe soții Magalo din satul Seliște i-am găsit muncind în grădină. Au început deja să pună semințele în pământ și încearcă să-și continue viața, chiar dacă stau non-stop cu ochii la știrile despre război. Foarte calm, că eu de-am trăit-o. Și panic pot să fac eu. Poți să-mi izele din lume cei care se cheruie. Acolo, lângă gardă, am pus așa între Nucșeala și până la Nucșeala, a treilea copac, tot era săpadă cu toamnul leac și am semănat tot acolo, va trebui pătrânjel, mai am copii, mai am vecini care nu vrea, dacă care nu vrea spună, trebuie să lucrăm. Dacă n-ați lucrăm, n-ați avem de mâncat. Oamenii privesc cu îngrijorare ce se întâmplă în Ucraina și speră că în curând acest calvar se va încheia. Pentru ca să vreau buhnesc, îmi plâns așa din untru cu glas, mă nedruș, nijele, toată lumea asta. Și am și frate, și rusie, și trăiești. M-am luat de Vastoc, știți, acolo ieșiți de... La drășinică nu arată, nu spune. El nimic nu știe, e om de afaceri, și soția, și el, și au și business.
Nu știu nimic. Nu știu nimic. Dumneavoastră le spunem? Le spunem și de prima zi cum s-a început. Dar eu nu știu nimic. Noi totul e bine. Este magazin. Dar ăla nu este ce. Ei poate suntem să spună dacă noi pe telefonul să grăim. Mătușa Olga are 82 de ani și în viața ei a trecut prin destule greutăți. A îndurat foamete, război și nu credea că o să ajungă să vadă din nou vărsarea de sânge. Da, vezi pe televizor, ce să facem? Ce putem noi face? Făcut dușmanii. Ia ca șeni. Și-au făcut râschit, râs, au făcut în stroi și toate, în căițul oamenilor, în oameni, mulți oameni au omorât. Ia ca și-au făcut. Nu este pentru prima dată când oamenii din sat găzduiesc persoane care fug din calea războiului. În 92 eu am avut de la Transnistria 7 persoane, le-am ținut 3 luni de zile. Le-am ținut de la Transnistria, eu personal acasă. Și mie e gravidă, chiar era ușă la mine 2 luni de zile și m-a s-o dus la mine, când atunci aș în ziua și-a dus și-a născut, sărac. Și deși aveți 2 copii mite. Și războiul cu victimele lui, dar și creșterile de preț, îi pun în gardă pe oameni. Toată speranța este în rezervele din cămară. Duci la târg, din pod, scubori, pui, mănânci, șerghi, fasul, șerghi, cartoșii, când ești, dacă pui, păi ce să facem? La magazin e scump. E, scump, tot la magazin, dar mutate s-o scântit, tot locul s-o scântit. V-ați făcut ceva rezerve, nu știu, de crupe, orez, hrie? Eu dat la pensionar, le-o dat câte o corupcă de crupe, de șeia, de șeia. Eu sunt babă sângăratică. Acum toți s-au apucat de cumpărat sal. Păi cumpăr, că suntem oameni. Suntem, foame suntem. Și din deși, că arșii foame, dragul tău, arșii. Arșii după război s-a foame, arșii, că o grămadă de lume împrășchiet pe tot locul, duși sărașii. Știi? Și le pat căsele și s-au dus. Rezervă și ne-i fac. Și rezervă pot să fac. Eu nu-i grămădi și ne-i fac și rezervă. Altul lângă mine n-are nici. Și mă vechi, eu mă duc tot mai plin. N-ați cumpărat sare, n-ați cumpărat? Nu. Sare, nu sunt minciuni. Eu am 3 pachete de sare, am cumpărat de la bolniță, vineam. Cu o săptămână urmă, 5,50 lei. Și când în piață nu era niciun șer de țară. Dorința tuturor este să fie pace. Poate Dumnezeu până la pace să termină tot. Așa și vine, dar poți mai înainte, ce gine să termini și puteți două. Dorim pașii, pașii și sănătate. Eficiența formatului de negocieri 5+2 pentru reglementarea diferendului transnistrian este pusă la îndoială în condițiile în care doi dintre mediatori se află în plin război. Este declarația făcută de ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova într-un interviu acordat în exclusivitate pentru TVR Moldova. În ce măsură vede astăzi Ucraina un pericol în armata de ocupație rusă care se află în regiunea separatistă transnistreană? Sigur că servicii competente ucrainene urmărește situația de acolo și sunt pregătite pentru a reacționa în caz de necesitate, în caz dacă ei se vadă vreo amenințare sau un pericol din această parte. Nu vreau să intru în detalii în acest sens, vreau numai spun un lucru. Rușii deja au demonstrat că calculele lor, în ceea ce privește Ucraina, nu erau corecte. Sunt sigur că și calculele celor care se pregătească că forțele din Transnistria s-ar putea înainteze și aceste calcule tot să fiu greșite. Sunt sigur în acest sens. Formatul 5+2 de negocieri pentru rezolvarea problemei transnistrene are ca membri inclusiv pe reprezentanții ai Federației Ruse, care acum, iată, este un stat agresor. Cât de valabil mai este acest format de negocieri 5+2 pentru regiunea transnistreană? Doi participanți, doi mediatori de acest format sunt în stare de război. Eu nu știu cum se reflectă acest fapt la negociere privind reglementarea transnistriană în momentul dat. Tot ce văd eu, aceste negocieri nu mișcă în ultimii 2 ani, cel puțin. Nu sunt nicio schimbare în acest sens. Eu nu văd că Tiraspol și Kremlinul sunt gata să vorbească, să negocieze pe baza de principiul suverenității și respectării integrității teritoriale a Republicii Moldova.
Eu nu exclud că ei așteaptă că războiul între Ucraina și Rusia se va schimba lucruri. Noi dorim că să fie respectate în orice plan de reglementare, inclusiv cel care ar fi pregătit de către Guvernul Republicii Moldova. Orice plan de reglementare ar fi bazat pe principii de suveranitate și integritate teritorială. Interviul integral cu ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova îl puteți urmări duminică de la ora 19 în cadrul emisiunii Conexiuni de la TVR Moldova. Continuăm cu alte știri. În 1941, Odessa se pregătea să se apere de atacurile germane. După mai bine de 80 de ani, localnicii se pregătesc să facă față unei noi agresiuni a Rusiei. Pe străzile orașului au fost amplasate întărituri cu saci de nisip și obstacole metalice antitank. Mulți localnici cred că de această dată nu vor fi atacați. Primarul Odesei, Ghenadi Truhanov, este convins că Rusia a pierdut șansa de a cuceri Odessa, ar fi trebuit să atace în primele zile. Municipalitatea a avut 3 săptămâni la dispoziție pentru a pregăti apărarea. Потому что Одесса это символ, это символ свободы, это символ, это город символ, это город, который любят во всем мире. И одесситы миролюбивые люди. Primarul Ghenadi Truhanov crede că armata rusă nu poate ocupa Odessa decât cu pierderi uriașe și atacând pe 3 direcții: dinspre est, aducând trupe din Transnistria în nord-est și dinspre mare. Well, unfortunately we have shellings, rockets, missiles. Launch it from the ships, from the aircrafts, to close to Odessa and the region. So we actually have been under attack since the first day of the war. But as many people say, and that Odessa is well defended by our forces, and I hope to believe that and I feel quite positive about this. Yeah. Locuitorii sapă plajele pentru a umple sacii cu nisip. Alții speră că apărarea va fi suficientă. În 1941, Odessa a fost asediată timp de 73 de zile și au avut loc 4 atacuri. Orașul este al treilea ca mărime din Ucraina după Kiev și Harkov. Este cosmopolit și foarte popular pentru ruși. Copiii refugiaților cazați în complexul turistic din satul Costești au primit vizita voluntarilor de la organizația non-guvernamentală HELP. Ce daruri le-au adus aceștia pentru a le alina suferința? Vedeți imediat în telejurnal. Incendiu de vegetație devastator la rezervația naturală Moara Domnească. 40 de hectare de pădure și 60 de hectare de stufăriș au ars ca o torță. Inițial, focul a cuprins un lan de stufăriș, ulterior, din cauza vântului, flăcările s-au răspândit rapid. Incendiul a fost observat de o patrulă mobilă a poliției de frontieră, care a apelat pompierii. Au intervenit 4 autospeciale IGSU, iar polițiștii de frontieră și localnicii din satul Moara Domnească s-au alăturat pentru a stinge flăcările puternice. Incendiul a fost lichidat în 4 ore. Nimeni nu a fost rănit, iar cauzele incendiului urmează a fi stabilite. Unsprezece șoferi au fost prinși în stare de ebrietate la volan doar în ultimele 24 de ore, anunță Poliția Republicii Moldova. Unul dintre ei a fost oprit aseară în orașul Edinez. Șoferul are 42 de ani și era la volanul unui autoturism, chiar dacă era privat de dreptul de a conduce. El a fost supus testului alcooscopic, iar rezultatul a fost de 1,28 miligrame per litru alcool în aerul expirat. Un grad avansat de ebrietate, mai exact 1,25, a avut și un alt șofer dintr-o localitate a raionului Ungheni. Conducerea mașinilor în stare de ebrietate se pedepsește cu amendă de până la 25.000 de lei. Pedepsele sunt și mai aspre în cazul șoferilor prinși în stare de ebrietate avansată la volan. Ei riscă anularea dreptului de a mai conduce.
62 de producători autohtoni participă în acest sfârșit de săptămână la Târgul Mărțișor-Dulcișor, organizat în Parcul Aluneru, în sectorul Buiucan al Chișinăului. Agricultorii au venit cu mere, struguri, migdale, brânzeturi, dar și deserturi pregătite după rețetele bunicilor. Ei spun că aceste evenimente sunt pentru ei un adevărat colac de salvare, întrucât războiul din Ucraina îi împiedică să-și vândă marfa. La Târgul Mărțișor-Dulcișor au venit producători din toată Republica Moldova. Mulțumim lui Dumnezeu, oamenii sunt solidari cu noi, după cum vedeți. Avem rândul la struguri. Păcat că se organizează numai în locul acesta și nu e o implicare mai multă. Noi personal o terminăm, suntem pe linia de finish. Dar în frigidere mai este, fiindcă ne contactează foarte multă lume care se interesează cum ar putea să-și realizeze strugurii. Am venit cu nucă de migdal, cu miez de migdal, miere, propolis. Aveți unde să veniți acum cu pandemie? Nu, mai mult atâta cu târgurile. Gata, pentru producătorii mici, târgurile sunt un colac de salvare. La târg s-a găsit marfă pentru toate gusturile, brânzeturi, afumături, miere, dar și babă neagră, desert preparat după o rețetă străveche. Toate produsele din care sunt făcute produsele noastre sunt de casă, chiar din sat, și sunt foarte sănătoase, fără conservanți. Totul este făcut chiar de noi. Printre cei care au venit să-și vândă marfa la târg au fost și doi basarabeni originari din Ucraina. Acum avem un business mic de familie cu condimente. Noi facem după rețete noastre diferite mixuri pentru mâncare, care nu conțin nici sare, nici ceva artificial, care corespunde gustului oameni care locuiesc aici. Producem fulgi de cereale îndeosebe pe baza cerealelor crescute la noi în Republica Moldova. Deci originar din Ucraina. Da, sunt născut în regiunea Odessa. La mine mama, sora și toți neamuri, adică eu sunt aici în Moldova singură. Produsele din Republica Moldova se bucură de mare succes în România. E prima oară când venim aici. E ceva diferit de ceea ce este în România. La noi nu prea vezi chestii de genul și am venit să vedem cât mai mulți producători locali. Ați găsit ceva interesant? Da, am găsit produse fără zahăr, ceea ce la noi nu prea găsești. Am cumpărat pâine, am cumpărat livențic, am cumpărat nucșoare, am cumpărat migdale. Producția noastră cultivată pe pământul nostru este cea mai calitativă. Și dacă omul pune suflet, dar țăranul nostru iubește să pui suflet, atunci se merită de prețuit. Târgul este organizat de Federația Națională a Fermierilor și are ca scop susținerea producătorilor autohtoni. Fostul director interimar al societății pe acțiuni Drumuri Cahul, actual consilier municipal, a fost reținut de către procurorii anticorupție pentru delapidarea averii străine în proporții deosebit de mari. Împreună cu el au mai fost reținuți doi suspecți. Ei sunt cercetați penal pentru că ar fi încheiat trei contracte prin care un agent economic se obliga să livreze către SA Drumuri Cahul 750 de tone de granit în valoare de peste 725.000 de lei. Piatra nu a mai ajuns în depozitul companiei, deși banii au fost plătiți. În urma perchezițiilor efectuate în această dimineață la domiciliile și în automobilele suspecților, procurorii au ridicat mai multe probe necesare anchetei. De la sediul întreprinderii au fost confiscați peste 6.000 de lei și 710 euro. Cei trei au fost reținuți pentru 72 de ore. A fost o zi cu zâmbete și motive de bucurie pentru copiii refugiaților ce sunt cazați în complexul turistic din satul Costești. Aceștia i-au primit în vizită pe membrii organizației neguvernamentale HELP, care au venit cu daruri din partea diasporei. Pentru câteva ore, cei mici, dar și mamele lor, și-au alinat puțin din grijile și dorul de casă. În agropensiunea din satul Costești sunt găzduiți peste 100 de refugiați, iar jumătate din ei sunt copii și adolescenți. Pentru a le mai însenina ziua, o echipă de voluntari le-a organizat diverse activități. Nu, ești mălăși de căliu, doar că e unitate eu. A una solnășcă, vășla sivonia solnășcă? Da. Da? A te hoceși narisovați solnășcă? Nu, конечно. Не хватало здесь своих друзей из школы. А пришел из твоих друзей из Одессы, коллеги? Коллегов нет. Нету, да?
Nu, именно здесь, но в Молдове коллеги есть. Copiii au avut parte și de cadouri oferite de cei din diaspora Republicii Moldova. Получила собачку или то ещё змея. И там ещё сок. Persoanele au făcut singuri coletele, fiindcă am găsit în colete și scrisori ele cu suntem pentru pace. Sunt moldovenii noștri din diaspora, dar am găsit și colete anume de la persoane care băștinași din Franța, Italia. Erau toți așa descârbiți. Copilașii nici nu vroiau să vorbească cu noi, dar când noi am început a comunica cu dânsii, parcă s-a luminat cerul și a ieșit soarele, fiindcă copilașii au început atât de tare să se bucure. Было здорово, дети веселились, получали удовольствие, радовались. И мы, взрослые, тоже радовались, потому что наши дети счастливы. Спасибо вам огромное за такой прием теплый, что вы с добрым, открытым сердцем нас принимаете и наших детей. De la începutul războiului ruso-ucrainean, complexul turistic din satul Costești, traionul Ialoveni, cazează și hrănește gratuit refugiați. Pentru a-și arăta recunoștință, aceștia ajută gazdele la treburile gospodărești. În Republica Moldova s-au refugiat peste 350.000 de ucrainieni, iar aproape 100.000 au rămas temporar aici. Gonită de gloanțele și bombele invadatorilor ruși, o refugiată din Ucraina, originară din Odessa, a născut gemeni, o fetiță și un băiețel la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău. Potrivit administrației spitalului, gemenii au venit pe lume prematur ieri la ora 15. Medicii susțin că atât mama cât și bebelușii se simt bine. De la începutul războiului din Ucraina, în instituțiile medico-sanitare publice din Republica Moldova au născut 14 femei refugiate din Ucraina. Potrivit Ministerului Sănătății, serviciile medicale sunt acordate gratuit tuturor refugiaților. Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, s-a întâlnit astăzi cu secretarul general adjunct, directorul politic al Serviciului European de Acțiune Externe, Enrique Mora. Oficialii au discutat despre războiul ruso-ucrainean, impactul umanitar și economic al acestui asupra Republicii Moldova și provocările pentru securitatea regională. Igor Grosu și-a exprimat recunoștința pentru sprijinul imediat al UE și al statelor europene pentru gestionarea fluxului de refugiați. Un alt subiect abordat cu Enrique Mora ține de întărirea rezilienței Republicii Moldova, în special în ceea ce privește securitatea energetică și combaterea dezinformării, dar și agenda parlamentară după depunerea cererii de aderare la Uniunea Europeană. Oficialul european a avut în după-amiaza acestei zile o întrevedere și cu premierul Natalia Gavrilița. Războiul din Ucraina are efecte și asupra Ungariei. Prețurile la combustibil și alimente încep să crească în ciuda limitelor puse de guvernul condus de Viktor Orban. Ungaria se confruntă de 15 ani cu o inflație galopantă, iar în lunile mai-iunie ar putea avea valori cu două cifre. Tocmai inflația, dar și alegerile din 3 aprilie l-au silit pe Viktor Orban să plafoneze înainte de declanșarea războiului din Ucraina prețurile la combustibil, energie și alimente. Plafoanele expiră însă în mai, când se așteaptă ca inflația să atingă valori cu două cifre. Mi-l annyira elszálltak az árak, én örültem neki, hogy van egy ilyen védelem benne. Kíváncsi vagyok, meddig fog tartani. În februarie, după declanșarea războiului, prețul combustibililor a început să crească. Hát én nagyon bízom benne, hogy nem lesz 600 forint. Én nagyon remélem, hogy hamar a vége lesz a háborúnak is, és akkor talán visszamegy normális kerékvágásba az élet. Legalábbis ebben reménykedünk. Cum se așteaptă ca inflația să crească dacă prețul petrolului va trece de 100 de dolari pe baril? Eliminarea plafoanelor dintr-un singur pas după alegeri nu va fi fezabilă politic și ar putea declanșa o nouă creștere a inflației. Cu introducerea limitelor la prețuri, compania ungară MOL pierde între 44 și 59 de milioane de dolari pe zi. Menținerea plafoanelor crește presiunea asupra guvernului de a compensa facturile la energie pentru consumul casnic prin subvenții guvernamentale. Muzica i-a unit pe ucraineni în aceste zile mai mult ca niciodată. Trupa de muzică pop-rock Okeanelzi face cu mult curaj un turneu în toate regiunile de conflict. Cum reușește renumita trupă să aducă speranță cetățenilor ucraineni în aceste momente tulburi? Aflați peste câteva momente în Telejurnal.
Un avion militar american s-a prăbușit în nordul îndepărtat al Norvegiei în timpul unui exercițiu de antrenament NATO. Toți cei 4 oameni aflați la bord, cetățeni americani, și-au pierdut viața, a anunțat Ministerul Apărării de la Oslo. Serviciile de intervenție au ajuns la locul accidentului după multe ore și pe cale terestră, după ce elicopterele nu au putut ateriza din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Deocamdată nu se știe exact cauza accidentului, dar în zona a fost vânt extrem de puternic și ploi abundente. Aproximativ 30.000 de militari din 27 de țări sunt implicați în exercițiul militar NATO destinat să pregătească țările pentru alianței pentru apărarea Norvegiei. În timp ce Ucraina plânge, la Moscova se cântă. Sute de mii de oameni au participat ieri la un concert pe stadion pentru a marca 8 ani de la anexarea peninsulei Crimeea. Președintele Putin a ținut un discurs despre patriotism în timp ce artiștii au cântat melodii sovietice. Au fost 200 de mii de oameni pe stadionul din Moscova, unde autoritățile au organizat un eveniment care să marcheze anexarea Crimeei. A fost un spectacol cu accente de tristă amintire, unde patriotismul a fost mai degrabă un motiv pentru nostalgii sovietice. O melodie intitulată Fabricat în USSR nu a lăsat niciun dubiu privind dorințele și poate chiar intențiile Kremlinului. Многонациональный народ Российской Федерации, объединенные общей судьбой на своей земле. Это первые строчки основного закона России, Конституции. И каждое слово, наполнено глубоким смыслом, имеет огромное значение. Так наверняка думали, и этим руководствовались люди, когда шли на референдум в Крыму и Севастополе 18 марта 2014 года. Они жили и живут на своей земле. И хотели жить общей судьбой со своей исторической родиной. Discursul lui Putin a fost însă întrerupt brusc de televiziunea de stat, ca și cum președintele nici nu ar fi fost acolo. Potrivit unor participanți, Putin a vorbit și a părăsit scena înainte ca intervenția lui să fie difuzată, iar Kremlinul a vorbit de o defecțiune tehnică. Potrivit unor jurnaliști de la fața locului și participanții au fost aduși cu autobuzele, forțat obligat la petrecere. Majoritatea erau angajați la stat și au primit zi liberă pentru a fi pe stadion. Lituania își crește capacitățile de cazare pentru militarii străini. În prezent sunt staționați în micul stat baltic 500 de soldați americani, dar în curând numărul lor se va dubla. Președintele a solicitat și dezvoltarea capacităților de luptă antiaeriană și livrarea altor echipamente militare. Principala bază militară a Lituaniei va fi extinsă și vor mai fi construite 2 complet noi. Arta poate aduce un pic de alinare pe timp de război, iar muzica i-a unit pe ucraineni în aceste zile mai mult ca niciodată. Solistul formației de muzică pop rock Ocean Elzy, Sviatoslav Vakarciuk, este doctorul sufletelor îndurerate din Ucraina. Cum reușește renumita trupă să aducă speranța cetățenilor ucraineni în aceste momente tulburi, aflați într-un interviu oferit în exclusivitate pentru TVR Moldova la rubrica Interviurile Telejurnalului. Здравствуйте, Святослав. Спасибо, что приняли наше приглашение провести это интервью. Знаете, для вас это, для нас это очень большая честь. Спасибо вам. Румынский народ внимательно следит за вами в эти дни. Мы испытываем боль из-за войны, которую ведет Россия против Украины. Мы наблюдали вас во Львове, в Харькове, в Киеве. Скажите нам, где именно вы находитесь сейчас и как прошла эта ночь? Вы в безопасности?
Я не могу сказать, где я физически сейчас нахожусь, я стараюсь об этом не говорить, но я нахожусь сейчас в безопасном месте. Да, я был вчера в двух городах, я вчера был в Запорожье и в Кривом Роге, они находятся сравнительно недалеко друг от друга, а сейчас я еду в сторону Южной Украины и буду вот как раз ближе к Румынии. Solistul spune că muzica îi unește și mai mult în aceste zile. Celebra formație susține concerte improvizate în mai multe regiuni din Ucraina, printre care Lviv, Harkov, Kiev, Zaporojie, dar și în alte zone fierbinți, acolo unde oamenii trăiesc un coșmar continuu de mai bine de 3 săptămâni. Ce alarmele antiaeriene nu mai contenesc. Svetoslava Karciuk confirmă că poporul ucrainean este determinat să lupte pentru victorie și rămâne puternic. Вы знаете, люди очень-очень сильно сплотились и хотят победить в этой войне. И чем больше русские бомбят наши города, чем больше они убивают наших невинных жителей, наших женщин и детей, тем больше ненависти и решимости в этой войне появляется у всех людей. И поэтому наш месседж русским захватчикам очень простой. Чем больше вы будете уничтожать нас, тем сильнее мы будем сопротивляться. Вы можете разбомбить наши города, но вы никогда не разбомбите наш дух. Рано или поздно вы просто не сможете перестать это делать, потому что у вас просто опустятся руки от вашего бессилия, и вы все равно проиграете. Mai multe dintre piesele trupei reflectă drama evenimentelor politice și sociale din Ucraina. Artistul spune că în așa mod fac apel la solidaritate și pace. Мы, конечно же, с ужасом следим за событиями. Вы делитесь на своей странице изображениями матерей, детей, солдат, раненых или убитых. Что навсегда останется в вашей памяти из этой войны? Много вещей. Я никогда не забуду этих детей покалеченных, у которых отняли будущее, у которых нет рук или ног, у которых которые прямо потеряли родителей. Знаете, я вчера не показывал, я был еще в одной больнице, в другом отделении, и там был мальчик, очень мальчику 3 или 4 года, 3. Он игрался в телефоне, в приставке, он не пострадал, но мама, которая с ним ехала, и, по-моему, родственники, дядя, они были убиты в машине во время гуманитарного коридора, так называемого. Русские просто солдаты расстреляли этот гуманитарный коридор, просто убили половину людей, там нескольких людей, которые там ехали. И вот этот мальчик остался один, и он еще не осознает, что он полная сирота, и что ему предстоит дальше в жизни. Это не менее страшная картина, чем картина видеть уже покалеченных детей. Потому что ты понимаешь, что Россия забирает у наших детей не только руки или ноги, не только здоровье, но и будущее. И этого мы им никогда не простим. La începutul invaziei militare în Ucraina, peste 3 milioane de cetățeni au fost nevoiți să fugă din calea războiului. Solistul trupei Achean Yelze, Svetoslava Karciuk, și-a manifestat recunoștința față de cetățenii Republicii Moldova și României, care oferă sprijin umanitar celor care s-au refugiat aici.
Во-первых, я хочу сказать огромную благодарность в первую очередь нашим друзьям в Молдове и, конечно же, в Румынии за то, что они принимают наших беженцев и огромное количество людей. Я сам знаю людей, которые выехали в Молдову и которые выехали в Румынию. Для меня это... Я хочу лично передать вам спасибо и сказать, что мы очень ценим эту поддержку. Если вдруг какие-то трудности или какие-то неудобства в связи с тем, что приезжает огромное количество людей из чужой страны, вы уже, пожалуйста, простите нас, потому что люди бывают разные, но им сейчас очень тяжело, и я надеюсь на ваше понимание и то, что не всегда, может быть, вам нравится все, что вы видите, но я думаю, что важно, что сейчас проявить сострадание, и мы в долгу не останемся, мы очень сильно это ценим. Артистul spune că, deși sunt singur pe front, susținerea țărilor europene este semnificativă pentru poporul ucrainean. Мы ценим ту поддержку, которую страны Евросоюза и страны НАТО оказывают нам в военном смысле. Нам очень нужны сейчас противовоздушные оборонные системы, нам очень нужны самолеты, потому что нам очень сложно воевать с второй армией в мире на небе. Хотя на земле мы полностью даем им отпор. Поэтому, что я могу сказать? Спасибо и Молдове, и Румынии за все, что вы делаете. Это очень важно. Просто продолжайте это делать. Это, к сожалению, будет не очень быстрая история. Она будет тянуться, потому что мы будем... Россия, чем дальше, тем жестче начинает использовать все свои военные методы, а мы, естественно, будем обороняться, защищаться, и мы не сдадимся. Întrebat dacă s-ar întâlni cu președintele Rusiei Vladimir Putin, ce mesaj ar avea pentru liderul de la Kremlin, artistul a răspuns fără ezitare. Я не думаю, что мне есть что ему сказать. Я думаю, что с ним будет разговаривать международный трибунал. И так как мы и раньше сказали, граждане Республики Молдова, как и все остальные, потрясены происходящим в Украине. Есть ли у вас какое-то послание для них? Послание у меня очень простое. Кроме всего, что я уже сказал, слово благодарности. Помогите нам остановить Россию. Потому что если в каком-то смысле у нее получится совершить задуманное и получится победить в Украине, к вам они придут следующими. Не только в Молдову, но и в Румынию. Поэтому давайте не допускать до этого. Давайте весь мир поможет сегодня Украине на нашей поле битвы, где мы сражаемся за свободу и демократию всего мира. Нам нужна ваша поддержка. Пожалуйста, помните об этом. Святослав, спасибо вам огромное, что вы приняли наше приглашение. Украина в наших сердцах и душах. В этой войне, конечно же, которую ведет Россия против Украины, трудно найти подходящие слова, но мы молимся о мире. De la începutul războiului ruso-ucrainean, peste 350.000 de cetățeni ucraineni au trecut frontiera Republicii Moldova. Pe final să vedem datele meteo. Bine v-am găsit în Republica Moldova. Se pare că primăvara își reintre în drepturi, pentru că mâine vom avea parte de temperaturi destul de generoase. Până atunci, la noapte, cerul va fi variabil în majoritatea raioanelor, iar minimele se vor situa în jurul valorii de -3, -4 grade. Ziua de mâine se anunță frumoasă, cu multe momente însorite și cu temperaturi mult mai ridicate decât în zilele precedente, care vor ajunge până la 15 grade. La Chișinău, la noapte, se vor înregistra -4 grade, iar mâine, în orele prânzului, mercurul din termometre va indica o maximă de 14 grade. În România, momentan, vremea rămâne deosebit de rece noaptea și dimineața, însă pe parcursul zilei, valorile termice vor crește treptat și în următoarele zile se va ajunge la temperaturi de 16-17 grade. Mâine se vor înregistra maxime cuprinse între 3 și 11 grade. Acestea au fost informațiile despre vreme. Sunt Florina Constantinescu și vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând!
Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Nu plecați departe, pentru că după telejurnal urmează o ediție specială moderată de Mădălin Necșuțu. Mai multe informații găsiți pe tvremoldova.md sau pe pagina noastră de Facebook, unde așteptăm și opiniile dumneavoastră. Eu sunt Svetlana Gore și vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă, la revedere!